Bine v-am găsit, stimați telespectatori, m-am întors la acasă, la studioul de acasă, după o zi în care am avut înregistrat, m-am înregistrat un interviu cu părinte profesor Constantin Preda despre Isus, Săptămâna Mare. O să vedeți, o vom difuza Aleph News sâmbătă seara de la 20 la 21. Este domnul profesor, așa îi spun, și a fost excepțional. Discuta printre altele multe lucruri, inclusiv el mi-a zis să vin cu Evanghelia de la Luca și am spus că în Evanghelia de la Luca, în emisiune, lipsește partea aia din grădina Ghețeman când Iisus este descris ca spunând: Părinte, Tatăl, nu știu, ia de la gura mea acest pahar, momentul când e Iisus om. Foarte interesant. Și el mi-a spus că în Luca nu se găsește acest text și eu am spus că mie îmi place cel mai mult. Da, zice, da, toate filmele s-au făcut pe ideea. Zic, el prezent la ceilalți evangheliști și pe mine m-a impresionat pentru că e momentul în care Iisus e om. Și el spune că în Luca se trece peste aceste momente de descumpănire. Mie mai mult îmi place Iisus mă impresionează din celelalte evanghelii. Și sigur am făcut și o blasfemie pentru că l-am întrebat pe părintele profesor. Bine, Iisus a venit, a intrat în Ierusalim și știa, de aia și venit, că va fi judecat și crucificat. Și a zis, da. Păi zic, el înseamnă că și intrare și toate astea fac parte dintr-un scenariu. Zic, parcă am fi, și aici e blasfemia, în evenimentele din decembrie, când Ion Iliescu, Dumnezeu să mă ierte, nu vreau să-l compar pe Iisus cu Ion Iliescu sau invers, dar tot așa. A venit Ion Iliescu, la televiziune, de acolo la MAPN, de acolo la balcon, la CC, de acolo la ședință, de acolo la... Zic, păi zice, da, zice, pentru că Dumnezeu avea un plan și pe care Iisus îl știa și știa că venise finalul planului, crucificarea și învierea. Încă o dată, Dumnezeu să mă ierte, știu că e Săptămâna Sfântă, dar parcă era un plan, adică și Moscova scrisese un plan. Zic eu așa, știu că o să mă condamnați, o arătați cu degetul, puteți să mă dăluiți și cu pietre, cum îndrăznesc eu. Nu, mi-a venit mie așa, chiar în emisiune. Adică de plan. Era un plan, sigur că era un plan, putem discuta, religios, dar mie mi-a amintit și din colo cu Moscova un plan. Și a zis, cum Dumnezeu i-a zis lui Isus, mergi la Ierusalim, acolo se trădeze unul, păi era să bat mereu, Iuda și poți să vină și o să merg la Pilat, știe totul, dar sigur că în Evangheliile celelalte decât ale lui Ioan, el are momente de ezitare. Dar așa i s-a zis și lui Iliescu, Moscova, mă rog, era Dumnezeu la Moscova, Moscova, păi fii atent aici. Cum pleacă Ceaușescu. Ne aranjăm noi să plece cu elicopterul. Nu avem treabă. Tu stai liniștit acolo la, cum îi spune, lectura tehnică. El stai liniștit, nu dai niciun semn. Și Ion Iliescu și de acolo liniștit, nimic, nimic. Toată lumea ce, bauleu, pleacă Ceaușescu, ai văzut, s-a adunat lume, a venit tancul. Nu, el se dea acolo și spune, nu trebuie să dau niciun semn că eu știu. Și a venit unul și, nu știu, Velicu și a zis, domnul director, tovarășul Iliescu, domnule, au fugit. Da? Și apoi zici, da? Te urci în mașină, te urci acasă. După asta Moscova. Te duci la televiziune. La televiziune îi convoci pe la ora 5 la sediu ca să vină sârbul să vă înregistreze. După asta, dar înainte de la 4 te duci la MAPN, acolo îți vei primi puterea din partea băieților, structurilor de forță, de acolo te duci neapărat în balcon, că trebuie să treci și prin balcon. Tot plan,
Pe asta te duci și faci ședința aia de 2 lei, unde oricum, eu am văzut-o aia de la 5, era teatru și nu făcea niciun document, da? Mă rog, și după asta te duci la TVR și citești comunicat. Punct. Și zice Iliescu, chemat de Moscu, zice, da, Ceaușescu, nu avem nicio grijă. Că altfel, dacă te uiți la tot comportamentul Iliescu din ziua aia, până are o mică de ezitare. Eu aveam, eram om, nu partea unui plan, da? Nu spun cu răutate, spun așa cu amuzăm. Eu aveam, eu, dumneavoastră. Păi dacă vine Ceaușescu înapoi, că sunt în fața unui eveniment în desfășurare, a plecat Ceaușescu, nu știu unde a plecat, nu știu ce face armata, nu știu ce face securitate. Nu, el n-are nicio problemă. Pac, 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 pac. Încă o dată, să mă iertați, e săptămâna luminată, mi-a venit și mie prin cap o, nu știu, o comparație, așa cum tot o comparație, iar negioabă, blasfemică, este următoare. În emisiune, zic, Pilat din Ponte ăla era un mediocru. A rămas în istorie că l-a condamnat pe Iisus. Păi zic, Virgil Măgureanu, rămâne în primul rând în istorie că a fost la proces, da, ăla, avocații, da, toți, Gică Popa, au rămas în istorie că au fost la Ceaușescu. I-am vorbit cu domnul profesor după emisiune și a fost acordat, îmi zice, este istoria ca aia cazarma de la Târgoviști, garnizoan, o păduchelniță. Dacă n-ar fi fost ținut Ceaușescu acolo și împușcat, ați fi știut noastră de garnizoana de la Târgoviști? Băi, era garnizoana, bă, aoleu, chemeniști, chestii, muzeu. Asta este istoria. Unii oameni intră în istorie că ei se duc și o trag de fustă, că ea e femeie, da, știți? Sau de prietenul, de fustă, primește-ne și pe noi. Și la alții zice ea. Băi, zice, avem pe unul, chemenici. Cum zice, mă, chemenici? Bă, gata, se duce Ceaușescu la Târgoviște și acolo îl împușcă și apoi rămâne în istorie. Am zis așa. Bun. Apoi am avut foarte frumos un dialog cu Marius Tucă. Spre surprinderea mea, dar nu e singurul, că am avut la prânz și cu Gold FM, cu domnul Cosmin Gușe și a vorbit și el de supliment. Văd că începe să prindă supliment. O fi și culmea. Să fie suplimentul la blog mai important decât suplimentul. E probabil că se uită și lumea s-a săturat de Câțu, de Mâțu, de Ghinea, de Voiculescu. Voiculescu nu, dar Vlad Voiculescu. Apropo, am citit un text foarte mișto aseară. Aseară am putea să vă spun pe Impolitics-a lui Bogdan Iacob, care spunea, cred, zice, erau premiile Oscar dimineață, zice, cred că la Cotroceni acum, cred că Iohannis nu doarme, gândindu-se, bă, dacă câștigă colectiv Oscarul la documentar, dai seama, trebuie să-l pună la loc pe Vlad Voiculescu. Bun. Și revenind la oile noastre. Am citit pe Iulian Chifu, eu citesc pe Iulian Chifu și pe Radu Tudor. Sunt un cititor, cum să spun, admirator al lui. Știți că toată Cehia expulza, nu știu, Cehia a descoperit că în 2014 niște ruși, 2014, trecut 6 ani, nu puteau să descopere în 2014, că în 2014, nu știu, niște ruși au aruncat, nu știu ce, depozit de muniție și au murit 2 inși și atunci a expulzat 10 inși diplomați. Și Moscova a expulzat 20 cehi. Și după asta au fost solidare și alte state. Și au expulzat și ei. Și au expulzat și ruși. Și au expulzat și noi unul azi. Este, nu știu, atașatul, nu știu, ajunctul atașatului militar. Deci rezultă. Și am citit pe Chifu. Acest atașat, acest militar era spion rus. Ai! Ai! Și noi nu mai puteam. Eram exasperați. Oamenii ăștia sunt chiar scriu? Oamenii ăștia chiar gândesc normal? Deci,
Nu știu, nu înțeleg, adică chif am lucrat, a fost cum a lucrat la mine, cu mine la istoria aia mea, cu Vlad Pufu. Dom'le, deci hai să ne lămurim. V-am mai spus, în lumea de azi sunt niște diplomați într-o țară. Jumate din ei sunt sub acoperire de diplomați, ofițeri ai serviciilor secrete ale țării care a venit aici. Ei se știu. Marea problemă se numește la spionaj bară la bară, adică se știu și contra informațiile noastre, de exemplu, aici zice, bă, fii atent aici, adică îl urmăresc să nu cumva, deci contra informațiile știu că e, nu poți să-l dea afară, că și noi avem dincolo, pe acoperire. Și atunci se face următorul truc. Îl urmărește, îl filesc ca nu cumva, dacă intră în contact cu Cristoiu, atunci îl iau pe Cristoiu. Dacă cumva exagerez în sensul că nu știu ce pun la cale, îi zic, băi, asta o dracului, gentleman, agrement, adică agrement. A, cel mai periculos sunt aia care nu-i știi, aia da, aia sunt groaznici, care nu sunt sub acoperire. Și atunci când are loc un conflict din ăsta, deci Cehia, ca să se, o să vedem acum de ce a făcut ea. Cehia, cum a zis Gușe, ăla, vestul a feștelit-o cu rușii, i-au zis deja Zelinski, ăsta al ucrainenilor, au anunțat că e gata să întâlnească oriunde pentru armistițiu, pentru că el a fost ales comediantul ăsta de 2 lei, promițând în campanie electorală că face pace cu rușii. În lumea de azi e un fel de... Marile puteri au treabă cu pandemia, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Sigur, dacă sunt atacate de ruși, și vine unul, Zelinski, ucrainean, ca să nu spun de român. Și, bă, aleu, am o problemă cu rușii. Și spun, bă, ai o problemă, bă, rezolvă, nu ne dă nouă bătaie de cap, să tăiem, bă, ajutoare economice, avem interese. Eu n-am înțeles ăsta, pițifelnicul. Și s-a încordat cu rușii. Rușii au făcut încordarea și ăștia i-au dat semnale. Și lui Navalny, băi, gata, băi, gata. Acum va să mor. Că dacă mor, ne obligi pe noi să facem gălăgie. Și nu avem niciun chef. Nu spun, deci, încă o dată, mereu, mereu vreau să țin această lecție de istorie. La Ialta nu ne-a trădat nimeni. La Ialta, rușii erau spre Berlin. Deci, ce să facă englezii? Să se bată și cu ei? Fusese un război cumplit, cum să spun, și acum trebuie să o pace, da? Ca dovadă că nu l-am mai votat pe Churchill. Americani, fusese război cu tare, de gând să termine cu Japonia. Și zice, bă, ce să facem acum? De, cum să spun, și, bă, și rușii o să cucerească jumătate de Europa. Dă-o dracu de Europa, de aici, că avem noi treabă, că fiecare și reprezintă, cu excepția lui Iohannis, interesele propriului popor. Nu au avut ce face. A, când a venit 90 și comunismul s-a prăbușit, atunci sigur că au cucerit testul. Dar nu e. De cine credeți că ăștia occidentalii i-au trădat pe Ucraina? Nu se înșală. Dar îi zice așa, bă, de ce îți pornesc eu? Deci hai să spunem că încep un război cu rușii. Poate să ducă la război nuclear, poate să te pierd oameni, da? Și de ce mă să moară ai mei nemții? Că vrea Zelinski, că vor ucraineni. Cine sunt ucraineni? Ia du-te, mă, ia, bă, alo, nea Zelinski. Potolește, dragă, lasă, dragule, în pace, da? Și atunci, ca să justifice asta, a zis, păi ce să le facem, ruși, să ne batem cu ei, nu putem, că ați văzut, navele alea s-au dus înapoi. În mod înțelept, da? Iar sancțiunile economice încep să se întoarcă împotriva noastră, că n-au nicio eficiență, da? Și atunci, bă, expulzăm. Și a venit Radu Tudor, Chifu, pa, nu mă refer, suntem unii buni, Dungaciu, chiar buni, buni comentatori. Uite, Dungaciu, foarte bun. Arman Groș, Goșu sau Groșu, nu, ăla mi se pare, parcă este de la Chișinău, e una care e corespondentă la Radio România Actualități, Păpușoi. Cristina Păpușoi de la Chișinău, și plătiți de noi, din ăla, niște amărâți de moldoveni care plătesc serviciile secrete. PSIE, SRI, Cristina Păpușoi. Vorbește Păpușoi la Chișinău.
după pozițiile noastre. Bun. Nu știu, Radio Chișinău, nu. Nu că aș avea eu ceva cu moldovene, dar un sfert din aia care o fac acolo pe românii sunt de-ai noștri. Au făcut școală aici, i-au prins bine ai noștri. Nu contează, nu-i despre, așa e viața. Și, vai, ai văzut, mă, ce replică a dat Occidentul. Trebuie să dăm și noi o replică. Care mă replică? Că au expulzat cehii și polonezii niște diplomați ruși. Și și voi auziți. Adică, spuneți-mi și mie ce că pagubă le-a adus rușilor faptul că a expulzat cehii. Nu, că noi am expulzat pe unul. Cu atât spune. Expulzează și el pe unul. Îl nenorocește săracul. E unul care era prin, pe acolo atașat militar și ce de și el pe acolo luase deja matrioșii, ce dracu pe acolo, pe la ruși, cumpărase și el ceva, să țese bani, acum îl trimite în țară. În țară stea pe aici, pe la... Dar, deci din punctul acesta de vedere, asta a fost un fel de curcănism, cum îi zic eu. Un foiat ăia, dar era de teatru. Au venit și ăștia, cum să spun, propagandiștii și agitatorii NATO de la noi, bai, ce tare. Nu, a fost, deci nu e adevărat, domnul Chifon, că ăia ai noștri, le-ai spunea că i s-a zis și lui, bă, faci tu ceva, bine mă, care din, pe listă, pe cutare. Păi e o problemă însă, că ăsta este agent GRU, de atașatul, arsultul atașatului militar, putea fi agenția ei, ambasatului militar, a fost documentat de către de Direcția Generală de Informații Armate. V-am spus, am și scris, că mai zilele trecute șeful ăla al operativ a fost arestat deoarece făcea următoarea șmecherie de la Direcția Generală de Informații Armate. Fiată, Google. El făcea așa, zicea, plan. Plan de filare, depistare a unui agent GRU din Ilfov. Făcea acolo, se va face cu tăi. Toți ăștia, agentul nu era. Ăsta lua paralele și le punea în buzunar. Făcea de conturi toate alea, a costat atâta interceptare, a costat atâta. Păi dar dacă ăsta săracul, deși eu cred, dacă ăsta este victima afacerilor făcute de Direcția de Generală de Informații Armate, condusă de unul Marian Hăpău, în care ei au scris acolo, în acte scrie așa, 10.000 de dolari pentru cumpărarea de informații în legătură cu Ivan Ivanovici, cu tare, pe, nu știu, 5.000, 20.000 de euro pentru filare. Dar, de fapt, Ivan Ivanovici nu exista. Îl născoceau ei de agent GRU și apoi l-au părale. Așa și poate fi și la ăsta, da. Bun. Și, încă o dată, expulzarea asta nu are nicio valoare. Pare. Nu are nicio valoare, pentru că, repet, eu dacă aș fi Moscova, da, mi-a expulzat 10 inși din Cehoslovacie. Și care-i paguba? În primul rând că fac economii. Doi, și că nu, domnule, erau spioni. Păi și ce? Rușii au numai 10 spioni, au vreo 1000, 2000, dintre care cred că unii din ei sunt chiar atașați, sunt diplomați occidentali care sunt cumpărați de ruși. Hai să fim serioși. Bun. Suntem în 26 când înregistrez, mâine, marți, este 27 aprilie. Se împlinește o lună de la declanșarea marelui scandal care a cutremurat scena noastră politică, Maia Morgenstern amenințată de un tip care scria din partea AUR. A trecut o lună. Bun. Vă reamintesc, acum o lună, toată presa, clasa politică, demnitar, a fost zguduită de un text postat de Maia Morgenstern, actriță distinsă, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat, care a postat, cutremurată fiind,
pe Facebook o scrisoare de amenințare. Scrisoarea de amenințare suna cam așa. Că intenționează să o omoare pe nenorocita aia de Maia Morgăște. Deci să o omoare pe Maia, directoarea teatrului. Ce mai voia, mă rog, spune, ăla nu pun alea, textele. Mai voia așa. Deci, pe lângă faptul că omora pe Maia Morgăștean, ăla, autorul scrisorii, dădea, intenționa să dea foc teatrului, clădirii, deci să o omoare pe Maia, să dea foc clădirii, să o violeze pe fica lui Morgăștean Calabria, nu știam că Maia Morgăștean, să o violeze pe fica sa, să o omoare pe fiecare actor de la teatru evreiesc de stat, pe mai întâi o jupuia de vie, da, așa, mă rog, apoi o ardea, așa, bun. Deci, aveam de-a face cu un om, autor, care, culmea, spunea și în final, din partea aur. O să vedeți, ce mizerie, ce împuțiciune, ce irresponsabilitate, ce criminali sunt ăștia care au pus la cale diversiunea asta. Diversiunea România antisemită. Să vezi de ce. Că nu întâmplărea cu aur. Deci aveam de-a face cu un autor care spunea că va face următoarele lucruri. Repet. Unu. Nu era un grup. Unu. S-o omoare pe Maia Morgăștean, s-o violeze pe fică sa, bă, viril tare de tot, adică s-o violeze el singur, nu un grup, să dea foc la clădirea teatrului cu benzină, cu toate astea, să omoare pe fiecare director, om din teatru, nu știu cât au ei acolo la teatru evreiesc de stat, și înainte să omoare pe Maia Morgăștean, voia să și o jupaie de vie. Și o omora arzând-o și pe ea și pe copiii ei. După ce îi termin de violat, nu știu, mai au avut mai mulți. Păi, deci când citești o asemenea scrisoare, ai două opțiuni. Dacă te numești, dacă ești un om normal, în toată firea, matur, chiar spre pensionare, cum este distinsa noastră actriță, mai am creștin, zici două lucruri, două ipoteze. Bă, ăsta este ce cum să spun, nu, ce smeu zmeilor, ce spânul, că, păi, deci este deja, ce, ziceți un monstru într-un film din ăla, sunt filme din ăla care vin monștri, da, bă, dacă poate să facă atâta, să o omoare pe mai mult, prin jupuirea de vie, pe asta presupune cu ei, pui mâna pe ea singur, o jupoi, și apoi o și arzi. Pe fată ca să o violezi singur, bănesc că are o fată mai mare, că dacă violezi, să pui mâna pe fata respectivă, să o iei singur, să o violezi singur. Ca să dai foc la teatru, trebuie să vii noaptea sau cândva cu o căruță de benzină, dai foc, arde teatru. Ca să-i omori pe fiecare din membrii teatrului, trebuie să, să ai și, nu pușcă cu lunetă, mitralieră, tun. Bun. Și atunci tu, un om normal, zici, bă, ăla e nebun. Zici, dar mă, bă, să-i tâmpit, cum să mă și violez pe fiică mea și pe copii, pe mine mă jupai. Sau zici, bă, jale mare. Și atunci te adresezi poliției. Poliția vine și îți face o carte, că vine ăla, da. Bun. În acel moment a izbucnit un scandal dirijat de cei doi frați care alcătuiesc gemeni crimă organizată din România, frații Muraru, da? Cum îi zice, mă? Muraru, Alexandru, care e la PNL, și unul pe care îl trimit ăștia ambasador. A votat și PSD-ul.
și cu băieți. România e antisemită. Da, într-adevăr, textul respectiv pe care nu l-am citit e, are din ălea prostii, din ălea. Mă rog, sunt înjurături legătură cu etnia evrească a Maia Morgenstern. Dar esența este faptul că ăla voia să o violeze pe fiică, să spăia și o jupaie de vie, să-i dea foc, să dea foc la teatru și să ardă. Deci asta era esența. Bun. Nu era, și culmea era și din partea AUR. Adică eu dacă eram în locul distinției, ziceam, bă, as-o dracule, ăla vrea, adică chiar așa de nebune și din partea AUR, da? Bă, era o făcătură, bun. Toate vedetele primesc amenințări cu moartea. Unele fac isterii și își fac publicitatea, altele zic, băi, dracule, mă uit la toți proștii, bun. S-a făcut un mare tărăboi, ea era, aoleu, tremura toată, cu tare. Bun, pune mișcare, o mașinărie, România e antisemită, AUR trebuie scos în afara legii. Bă, nu era nicio probă, că și-a scris și eu o amenințare către Helvig și spun, către Iohannis. Să știi că o să te împuși și pe tine și pe răvășitoarea și pe ăla antrenorul de tenis și pe ăla de la Mercedes care i-a cumpărat lui sau i-a făcut și pe ăla care ți-a dat costumul de schi și semnezi din partea USR Plus. Credeți că zice cineva? Din partea, nu era el. Începe un tărăboi, George Simion, președintele de la AUR, lipsit de orice talent politic, instinct, face că spune că nu e adevărat, nu e el, nu era el. Bun. Trece, se mobilizează seriu. Seriu și urmarea, noi aflăm că parchetul s-a pus în mișcare de la sector, bă, de la sector, nu parchetul general, nu DICOT. Parchetul, nu DICOT. Păi la un asemenea chestie, când ai de-a face cu un tip care, păi, încă o dată, repet, un om care scrie, nu scot partea cu antisemitism, ăla cu evrei, dar un om care spune că o jupaie de vie pe o persoană matură, mare, aia ați văzut-o pe toate ecranele, doamna Maia Morgenstern, e mare, numai că până o jupaie, că pe fiică sau o violează tot el, că tot el dă foc la teatru și tot el omoară pe toți actorii aia, normal era să intervină DICOT. Terorism, bă, pentru că presupunea DICOT că ăla e, v-am zis, nu mai știu, ziceți, nu știu, țineți-mi asta în minte oricare din filmele ăștia, monstru, King Kong, cum era, era un monstru, mă țin, într-un film de la idiot. Bun. Și aflăm, păi, așa dintr-un comunicat, că a fost chemat, a fost depistat cu ajutorul SRI, hai seama, 10.000 dinși ale SRI, toți 10.000 au lucrat la depistarea lui ăla, normal, mi se pare minor, nu trebuie să depisteze. L-au depistat, nu DICOT-ul, nu parchetul general, nu CIA, nu KGB, ci parchetul de, nu știu, sectorul 3 sau nu știu, da? Și că l-a venit cu Măsa. Păi cum, mă? Împreună cu Măsa voia să o jupoaie de vie pe Maia Morgenstern și să o violeze. Acum înțeleg. Cu ajutorul maică sau o ținea pe fiica lui Maia Morgenstern și el o viola, că altfel nu-mi dau seama, sau maică sa venea, poate lucra la o benzinărie. Bun, a venit cu maică să ia contul la cutare și s-a terminat pe ideea că procurorul, după ce l-a reținut 24 de ore, a cerut numai controlul judiciar. În ierarhia arestărilor există arestare preventivă, a intrat și e pentru tip foarte de ce arestarea preventivă? Pentru că tu ești periculos. Adică, dacă tu ai crăpat capul cu toporul unei bătrâne, te arestează preventiv că te duci și mai crap capul la una.
Nu te arestează preventiv dacă ai făcut un accident și omoră pe cineva. Că ai făcut... Dar dacă ai intrat cu mașina din adins sau ai tras cu mitraliera, bun. Poate să-ți dea arest la domiciliu, în sensul că nu poți să ieși. Deci, primul lucru pe care îl face parchetul când dă de un criminal este să-l rețină în așa fel încât el să nu mai facă rău în continuare sau la alții. Și există controlul judiciar care e o frecție, adică din la o dată pe săptămână te duci la poliție, dar ești, faci ce vrei. Deci, parchetul nu l-a închetat DICOT-ul și parchetul, procurorul a zis, domnule, a cerut el, nu judecătorul, la control judiciar. Deci, de o lună de zile, teroristul ăla, King Kong ăla, smeul zmeilor, da, ăla, da, e liber, liber, circulă prin București, că trebuie din când în când ducă la poliție, e liber. Dumneavoastră, păi dacă ăla e liber, Maia Morgenstern mai trăiește? Fica ei mai e sănătoasă? Teatru mai există? Actorii există? Da, Maia Morgenstern e bine, mersi, face reclamă la Clinica Santé și la radio și pe toate panourile pe care le întâlnești când te duci spre Brașov. Teatru e în continuare, fica ei bănuiesc că e înfloritoare și să-i dea Dumnezeu sănătate și ei, actorii sunt astea. N-am întâlnit de atunci, poate ați întâlnit pe Facebook, distinsa, să zică, să zică două lucruri trebuia să zică, două ipoteze. Să spună, por nenorociții de la parchet care m-au lăsat în bătaia jupuirii de vie de către criminalul ăla, n-a zis nimic. O să angajez o gardă, o să sun la SRI, să-mi trimită grupul terorist, nu mă deplasez decât cu mașini blindate, ceea ce nu e cazul, ea se deplaseze normal, mă voi fortifica, voi sta într-o vilă blindată și la... vor fi cuiburi de mitraliere, cum avea Trotsky când era în Mexic, da? Cuib de mitraliere, pază, până la urmă tot la omorât agentul ale care vede în Ramon Mercader del Rio. I-a dat, a intrat, a combinat cu secretara lui și i-a dat cu pioletul în cap, avea un din ăla de alpinist. Asta e, și avea ăla Trotsky în Mexic, l-a urmărit Stalin până în Mexic și nu a luat cu asalt ce unde și dea el vila. A plasat un tip, Ramon de Mercadero de Rio, frumușel, și i-a tras-o, iertate, secretarii lui, i-a intrat pe sub pielea lui și într-o zi când a zis vreau să vin la noastră să vă arăt un manuscris, a venit cu un fulgarin și aici avea în mână piole. Și când ăla s-a plecat Trotsky să vadă ce a scris el, pachetat și l-a omorât. L-au arestat aia, după asta l-au extradat prin Cuba, el niciodată n-a spus. A spus că era Ramon Mercader de Rio, el era agent sovietic, KGB și nu știu, a murit acum, nu știu cât timp, ca un mare erou, ca a ajuns până la urmă în Uniunea Sovietică. Am dat un exemplu. Bun, deci nu s-a întâmplat asta. În altă ipoteză, care este altă posibilitate, care este cea corectă, cea omenească, cea minim civilizată, este ca tu, Maia Morgenstern, dumneavoastră, când o cunosc, să vii și să-ți ceri scuze. Îmi pare foarte rău, am agitat poporul român, era un nebun, vă rog să mă înțelege și pe mine, că, na, și dumneavoastră, dacă ați primi cu tare, cu tare. Tăcere. Alo, doamna distinsă, doamna Maia Morgenstern, doamna teatrului românesc și universal și filmul universal. E frumos, e corect. Se presupunem că eu sunt, eram eu Cristoiu, da? Și vin niște șmecheri, murarul de la serii și spune, domnul Cristoiu, vreau să punem la cale ceva împotriva lui Aur. Cum? Păi, dumneavoastră o să primiți o scrisoare în care o să fiți amenințat cu moartea, cu tare, cu tare, cu tare, dumneavoastră, și o să scrie pe scrisoarea aia din partea Aur. Dumneavoastră faceți o gură cât o șură, de fapt nu e, autorul e de la noi, e de-al nostru. Cum se mușche din așa ceva? Cum se
participe-o la așa ceva? Cum să la asemenea împuțiciune morală, la asemenea putrefacție morală? Și primul, ea spune, băi, sunteți nebuni? Mă vorbesc pe mine, repet, Maia Morgăstea nu e o pițifelnică, nu e femeie de serviciu, nu moare de foame, nu e videoceatistă. Este o mare actriță, a jucat și în filme, uite, acum e filmul cu asta acolo, Gibson cu Isus, este directoarea Teatrului Evreiesc de Stat și e spre pensie. Băi, băi, stai-mă puțin, băi, chiar în halul ăsta, băi, îi dădeam afară, dădeam una cu mătură. Nu. Deci, de atunci n-am mai scris. Ea nu crede încă o dată, așa, nu pentru stima dumneavoastră, pentru stima mea. Un om care o știu. Mă, ei nu-i rușine. Adică n-are așa un moment în care zice, mă, dă-o în măs. Vedeți, dumneavoastră, de-aia este un popor de carași, de babuin. Pentru că o personalitate, că e acestui popor, directoare de teatru, mare actriță, femeie cu bani, că face și reclame, și se pretează la o asemenea prostie. O să spuneți că nu s-a pretea. Păi ea n-a zis încă o dată. Avea două posibilități. De o lună de zile, King Kong ăla, monstru ăla, e liber. N-a zis un moment. Avea două posibilități. Să spună, mă simt amenințată de omul ăla, cum e posibil așa ceva, cer revizuirea, nu știu, anchetei, da? Și v-am zis, o să-mi fac o ăsta, o să fiu înconjurată de taburi, cum a fost Doina Cornea atunci în decembrie, când au tras-o pe sfoară că nu știu ce vor teroriști și să apare ea la televizor să zică nu vă mai duceți pe 25 decembrie în piață să protestați împotriva lui Iliescu, domnul Iliescu, pentru că teroriștii vor să vă împuște. Că voi să au manipulat, am înțeles o astfel de la Cluj, femeia de treabă și eu o dus-o cu niște taburi ăștia, cu Stănculescu, am înțeles. Dar ea, dar numai asta. Astăzi, un domn, ați auzit de el, Alexandru Muraru, deci există un domn pe lumea asta, se numește Marius, mă înregistrez și eram în culmea. S-a întâmplat ceva? A căzut guvernul? Hai că îți sun imediat, bine. Și că n-a căzut guvernul. Mă, dacă pica guvernul, ziceam, mă opream din înregistrare. Bun. Deci acest domn Muraru, că nu puteam, dacă suna tu, că nu puteam să... M-a auzit și ce-o fi zis. Nu puteam să văd ce a scris, ce a zis ăsta domnul ăsta, da? A fost invitatul dimineții la RFI. Deci în România există niște posturi. Deutsche Welle, RFI, care n-am înțeles niciodată. Ele sunt lucrează pițifelnici de-ai noștri, de-ai noștri românași și ca la un moment dat te întreb dacă ei se întâmpi sau se fac. Hai să vedem un exemplu. Deci suntem la o lună când orice om normal din România poate că nu a avut curaj să-i spună, bă, Maia, doamna Maia, da, tace, bă, tace, gata, asta, au vrut să facă ceva, nu le ești bun. Deci este invitatul. Realizatorul este unul numit Cosmin Rușior, adică nu Oșior, Rușior, bun, RFI. Am înțeles că șeful e unul, Ovidiu Nahoi, cred că am lucrat și eu cu ăsta, din ăsta de feliști. Domnul acesta, Alexandru Muraru, este invitat în calitate de reprezentant special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului și xenofobiei, știți, inventată de Câțu, Mățu. Și zice... realizator. Așa, au mai existat recent amenințări cu moartea la adresa actriței Maia Morgenstern, de exemplu. Păi s-a dovedit că era un fals, o dată ce ăla e liber. Rușcior ăsta, care este jurnalistul lui Pește, de la Radio France International, băi, el nu știe. Adică măcar tac dracului. Bun, el deja vorbește în continuare de amenințare cu moartea și apoi și el întreabă pe ăsta și zice și el.
Ăsta zice, ați făcut referire la atacul Maie Mongăștean și dacă ele sunt legate, asta va vedea poliția. Deci încă o dată, bă, oamenii ăștia fac mișto de noi. Deci a trecut o lună. Față de ce s-a întâmplat, față de ce a făcut Maia Mongăștean, față de toată acel rahat imens creat prin care România trebuia să devină antisemită, sunt două posibilități. Una, să faci gălăgie ca mine și să zici așa, bă, las-o dracului, da? Inclusiv doamnei distinse Maia Mongăștean, sau să taci. Bă, asta ești. Sunt momente când, nu știu, mergi cu o fată în parc și, nu știu, transpira, nu spui, bă, puți. Pui și tu Batista la nas și zici, bă, ce frumoase sunt florile. E o chestie de decență. Cum să vii acum și să spui din nou, la o lună, când s-a dovedit că a fost o mare diversiune, că a existat. Și ca să închei. Domnul acesta Muraru nu vorbește în calitatea lui de frate geamăn al ăla, nici de om de-al lui Fenechiu. Ăla, Fenechiu, escrocul de la Iași. El vorbește în calitate de reprezentant al guvernului și a pornit o cruciadă împotriva unui partid parlamentar AUR, care îi pune în cârcă povestea cu Maia Mongăștean. Am avut de-a face în cazul Maia Mongăștean cu o diversiune ordinară, irresponsabilă, criminală, care punea la îndoială imaginea poporului român, făcându-l antisemit în urma acestei prostii cu monstru care voia să violeze fica, să juboaie pe aia de vie, să omoare toți actorii, care era o prostie și s-a dovedit o prostie, pentru că de atunci parchetul n-a mai zis nimic, Maia Mongăștean n-a mai zis nimic și nici Muraru n-a zis el. Bă, și a fost descoperit tix care e cu tare, da? Deci avem de-a face cu o ticăloșie fără margini. Muraru ăsta știe, Helvic știe, Iohanni știe, Câțu știe că e o baligă, că e un rahat, că e o diversiune. Și ei continuă să susțină, continuă, bă, nici măcar nu tac, n-am zis să-și ceară scuze. De ce era această diversiune astfel la Mare Stucă? Pentru că acești împuțiți au o idee, ăștia de la PNL. Dom'le, nu cumva, nu numai PNL și eu, nu cumva AUR să se unească cu PSD, nu se uni, cum spune Mare Stucă, dar să nu se unească, da? Și atunci trebuie să-l facem pe AUR antisemit. Dar făcând antisemit, fac antisemit poporul român. Merită poporul român, dacă el nu e antisemit, și să spui că poporul român a fost atât de ticălos încât a votat un partid antisemit. Asta este explicația faptului pentru care Câțu Mâțu l-a făcut pe ăsta, pentru că ăsta nu vorbește Muraru în calitatea lui de frate geamăn al ăla, sau de, cum să spun, copilul de suflet al lui Fenechiu de la Iași, ăla cu ce fura el, transformatoare, din el s-a îmbogățit. Nu, el vorbește în calitate de reprezentant înalt al guvernului. Păi cum, bă, reprezentant? Și o ține langa cu faptul că, ba, chiar și cere aici să fie interzis. Băi, oameni buni, domnul Klaus Werner Iohannis, domnul, cum era să zic, Ludovic Orban, stimate domnule Eduard Helvi, cu doi de L, voi sunteți, dumneavoastră, voi sunteți conștienți de riscurile acestei operațiuni, diversiuni murdare? Da, o să scoateți AUR în afara legii, da? Ca să-l scoateți în afara legii, va trebui să forțați nota, să mai inventați tot felul de diversiuni, ca zice cu Maia Mongăștean, din care se rezulte că este un partid antisemit, fascist, criminal. Și atunci știrea care va fi în toată Europa va fi că în România a fost scos în afara legii un partid pentru că era fascist, pentru că era antisemit, pentru că cu tare. Și ăla de acolo, de la Paris, bă, zice, bă, românii au ajuns să voteze un partid fascist, bă, care promovează antisemitism. De fapt, ei nu. Ei au vor să fie, să nu fie o alternativă, că dacă PSD se unește cu AUR, poate să propună, să zicem, un guvern. Nu. Deci ei vor să facă această porcărie, diversiune, să scoată în afara legii AUR, repet, le ajută, sau să declare AUR antisemit,
fără a se gândi un moment în creierașul lor, și ăla cu bicicleta, și Helvig, și tot ăștia din serviciile secrete, și tot ăștia, băi, oameni buni, puneți la îndoială România, dă-l dracului, merită rămânerea lui Iohannis, rămânerea lui Câțu la putere, rămânerea acestor tipi șef de servicii, merită compromiterea imaginii României numai pentru că voi vreți să rămâneți în continuare la putere? Păi dacă voi sunteți în stare să creați o diversiune prin care poporul român este antisemit numai ca să stați voi la putere, să împărțiți ciolănașul ăla nenorocit. Chiar, adică, ce veți face voi, mă, dacă vin ruși? Păi fugiți, voi colaborați cu ei. Asta este esența. Deci este o țin langa, bă, de o lună. Bă, de o lună s-a lămurit că a fost o prostie. Nu, Baia Morgăstean nu mă mai interesează. Bă, dar tu continui. Tu, ăla, jurnalistul Pește, nu știi că a fost o diversiune? Că a fost o diversiune. Bă, eu o țin langa. Baia Morgăstean a fost un atac antisemit și a fost amenințată cu moarte. Bă, s-a dovedit că a fost o prostie. Ca dovadă că ăla e liber. Da. M-am enervat degeaba, bă, că mă căutat și eu, nu scris tachir, multă lume a căutat, mulțumesc, la revedere!